Când Serhii și Tania s-au căsătorit, jumătate dintre invitați nu au venit. Tania înțelege de ce oamenii n-au vrut săriște să vină la nunta ei. Tatăl ei a murit pe linia frontului din estul Ucrainei în octombrie anul trecut. Of course I am afraid too and don't want it. It happened twice in my family. Pentru cei care nu vor să se înroleze, ieșirea în public e adesea prea riscantă. Ofițerii de conscripție au o reputație de temut pentru că îi scot pe oameni din autobuze și din gări și îi duc direct la centrele de înrolare. În Odessa, Anatoli și Oleksei fac parte dintr-o echipă de o duzină de ofițeri care caută bărbați care nu s-au înregistrat. Da, є такі люди, які агресують, які не хочуть поновлятися. Є такі люди, які тікають від нас зразу. Я думаю, що це виховання таке не дуже добре. Вова nu iese niciodată din casă fără să verifice înainte rețelele de socializare pentru a afla unde patrulează ofițerii, iar dacă e nevoit să iasă, o ia cu el și pe fata lui de 7 ani. Я не гуляю на улице, в принципе, я гуляю только в присутствии дочки, потому что они с детьми не собирают, это я знаю. Я не военный человек, я никогда не держал оружие. Я не считаю, что моя польза где-то там впереди будет больше, чем где-то сзади. Но я также понимаю, что в случае попадания тут... Влад lucrează la biroul de recrutare din Odessa. A luptat în unele dintre cele mai aprige bătălii din regiunea Donbass, înainte de a fi rănit grav la cap și în piept. Are o părere proastă despre cei care evită înrolarea. Я не вважаю таких чоловіків чоловіками. Чого вони чекають? Якщо ворог прийде до них, гвалтуватимуть їхніх жінок, вбиватимуть їхніх дітей. А якщо ми закінчимось, то лише це їх чекає. Україна се конфрунтує з дефіцит де солдатів в розбою з Федерацією Руса, яр путеря де ла Києв а інтерзис бербаților între 17 і 60 de ani să părăsească țara.